Apelul se adresează actorilor locali, publici și privați sau altor beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate în area de acoperire a GAL microregiunea Horezu, conform prevederilor PNDR. Data limită de depunere a proiectului este de 6 martie 2015. Este vorba despre măsura 121, măsura 322 și măsura 421. Sunt măsuri cu care dumneavoastră sunteți familiarizați, dar o să-mi permit să fac din nou o scurtă prezentare a acestor măsuri. Pentru persoanele care au aflat mai târziu despre această oportunitate de finanțare oferită prin grupul de acțiune locală microregiunea Horezu. De ce este vorba despre măsura 121? Este măsura dedicată îmbunătățirii exploatațiilor agricole. Este o măsură care se adresează atât persoanelor interesate în dezvoltarea agriculturii, pomiculturii, cât și zootehniei. O altă măsură care a avut în cadrul strategiei noastre un foarte mare succes este măsura 322, care se referă la autoritățile publice locale și organizațiile care dezvoltă proiecte în sprijinul comunităților din spațiul rural. Și aici avem o resursă, undeva aproape 80.000 de euro, care sunt disponibili pentru acest apel.